Băi! Să atingeți țigara, să ne conformăm. Bă, nu stă cu mine. Rămâneți acolo. Rămâneți acolo. Pacientul stabil, hemodinamic, conștient, echilibrat, absolut normal, a ieșit pozitiv la ultimul test, confirmat coronavirus, a fost adus conform procedurilor în izoletă, în condiții de siguranță, la Spitalul Victor Babeș. Rămâne aici internat, a fost negativ la primul test, între timp s-a pozitivat după câteva zile. A fost pasager, am înțeles, în avion cu primul caz confirmat. A și zis că a stat în spatele ei. Spatele ei. Da. Așa am înțeles, în spatele ei. Este vorba despre un pacient care a fost depistat astăzi cu infecție cu coronavirus, fiind contact cu primul caz confirmat de coronavirus. În avion este persoana care a stat lângă această persoană. Este al doilea test la această persoană. Primul test, făcut în urmă cu 3 zile, a fost negativ. Astăzi testul s-a pozitivat. Sunt două căi principale, calea aeriană și calea fecal-orală prin înmurdare. Se pare că în China s-a demonstrat că calea principală a fost calea fecal-orală, datorită mâinilor murdare. De aceea se insistă foarte, foarte mult pentru spălatul mâinilor, chiar și a nu tuși, pentru că contaminezi, pui mâna pe un obiect, după care vine altul și pune mâna pe obiectul respectiv.